Fotbalul amator va reveni pe stadioanele din județul Suceava începând cu 5 martie, atunci când este programată prima etapă din returul Ligii a 4-a. La jumătatea sezonului, pe primul loc se află Viitorul Liteni la egalitate de puncte cu Șomuzul Preutești, urmate la 3 puncte de campioana în titră Juniorul Suceava. Campioana județului Suceava va înfrunta campioana județului Botoșani în barajul pentru promovarea în Liga a 3-a. Programat în dublă manșă pe 17 iunie, turul la Botoșani și pe 24 iunie, returul la Suceava. Asociația Județeană de Fotbal Suceava este obligată să comunice către Departamentul de Competiții al Federației Române de Fotbal până pe data de 11 iunie numele echipei calificate la barajul de promovare. Pe 18 martie vor începe meciurile juniorii care activează în campionatele sub 11 și sub 13 ani. Celelalte două întreceri de juniori sub 15 și sub 17 ani vor lua startul pe data de 1 aprilie. Liga a 5-a se va relua pe data de 2 aprilie. La jumătatea campionatului, pe primul loc în cele două serii, se află juniorul Salcea și minerul Iacobeni.